Cetatea Șoimoș din județul Arad este o cetate pe care o puteți vedea încă de pe șoseaua care trece pe lângă ea la poalele dealului. Este o cetate impunătoare pe vârful unui deal, iar urcarea către vârf este foarte greoaie, deoarece, ca de obicei la România, nu avem făcute poteci speciale, ci sunt niște poteci care sunt improvizate. La un moment dat, partea de piatră care este cât de cât utilizabilă se termină și ajungem pe o parte de pământ care, după cum vedeți, după mai multe ploi s-au făcut niște canioane. Prin urmare, drumul până sus la cetate, eu spun că este de o dificultate medie, deoarece sunt zone unde este destul de greu să urcați și aveți nevoie de încălțăminte pe măsură ca să nu vă luxați picioarele. Noi am fost seara, așa că n-am probleme cu șerpii, dar am înțeles că în timpul zilei aceștia se mai pot vedea, dar după cum am înțeles nu sunt veninoși, dar eu de siguranță n-aș pune mâna pe. Enervant lucru este că nu au fost indicatoare, așa că la capătul drumului acesta s-a împărțit în două, la stânga și la dreapta. Noi ne-am luat după niște oameni și am luat-o la dreapta. De acolo am avut o imagine frumoasă asupra cetății, dar intrarea a fost foarte greoaie pe partea aceasta. Dacă avea mai multe indicatoare care să spună că pe partea stângă intrarea este ușoară, ar fi fost super fain. Dar ne-am bucurat că am văzut un apus superb și ne-am luat după drumul pe care am văzut că au mai circulat și alți oameni. Așa că am coborât pe lângă cetate și am ocolit-o pe aceasta. Drumul este foarte greu și pot spune pe alocuri periculos, deoarece este îngust și puteți să alunecați, să luați la vale și să mergi în jos până la șosea. Turnurile sunt impresionante și surprinzător de bine conservate, ținând cont că nu prea s-a investit prea mult în zonă. Priveliștea, bineînțeles, este super, se poate vedea râul Mureș și poteca este drăguță până când ajungem la faza unde trebuie să urcăm ca să intrăm în cetate, pentru că se termină poteca și urcarea nu a fost ușoară, pot spune, așa că pregătiți-vă pentru distracție. Dacă mergeți pe această parte, eu vă sugerez când se termină drumul de jos să o luați la stânga, pentru că acolo este drumul cel mai lin cu care puteți ajunge ușor în cetate. Odată ce am ajuns sus la cetate, sunt poteci făcute de alții, pentru că indicatoare nu sunt, ci puteți intra înăuntru. Și această parte se vede că a fost consolidată. În rest, totul este original și arată foarte, foarte bine. Dar haideți să aflăm și puțin despre istoria locului. Deci, cetatea Șoimoș se află pe malul drept al Mureșului, vis-a-vis de Lipova, pe un deal care se numește Cioaca Tăutului. A fost construit după primele invazii ale tătarilor în zonă și este atestată documentar cam din anul 1278. Între timp, s-a schimbat o grămadă de proprietari până în anul 1509, când cetatea a ajuns sub stăpânirea lui Gheorghe Hohenzollern de Brandenburg. Acesta a exploatat destul de tare oamenii din zonă, așa că ea a fost asediată în 1514 de răsculații români și maghiari conduși de Gheorghe Doja. După o scurtă rezistență, garnizoana cetății condusă de voievodul Ciuci s-a răsculat împotriva oamenilor lui Gheorghe Hohenzollern. Turcii au ocupat și ei cetatea în anul 1552 și după asedii repetate în anul 1595 a fost recucerită de către Gheorghe Borbei, capitanul lui Ștefan Batori. În 1788 cetatea a fost părăsită definitiv și s-a ruinat tot mai mult de atunci. După cum vedeți, pereții sunt destul de bine conservați și deși zona nu este păzită sau cumva amenajată, cei care vin aici să o viziteze văd că nu și-au lăsat prea mult urmele și nu au distrus prea mult din cetate, ceea ce ar fi fost păcat, deoarece
dacă atâtea secole a rezistat, am putea să ne bucurăm în continuare de aceste ruine super frumoase. Urcarea a fost grea, dar a fost una care a meritat, deoarece privelișa de sus este foarte frumoasă. Puteți vedea spre Lipova, puteți vedea chiar și turnurile Bisericii Maria Radna și dacă prindeți un apus superb, cum am prins noi, prin arcadele care au mai rămas în picioare, atunci chiar că se merită tot efortul. Chiar dacă urcarea a fost grea, coborârea este mai ușoară. Tot timpul asta trebuie să vă gândiți. Încă trăiesc cu speranța că autoritățile vor face un drum care să fie destul de ușor de urcat, deoarece este păcat ca multe persoane să nu vadă aceste locuri doar din cauza că este greu accesibil. Sper că v-a plăcut acest videoclip și dacă vreți să vedeți și altele de acest gen, vă rog să dați un like și nu uitați să vă abonați la acest canal. Ne vedem și data viitoare. Ciao, ciao!